domnul prim-ministru, să ne trăiți. Bine ați venit în Dâmbovița. Putin, hai nu-n tot. Asta e 35 pentru ghepard, care merge și la... De ce e cu 30? De antrenament, de lucru? Bună ziua! Am purtat prima mască FFP2, de fapt e FFP3 din punctul de vedere al certificării materialului utilizat, care e produsă în România la uzina de produse speciale Dragomirești. Încă de la debutul epidemiei am avut dificultăți foarte mari în ceea ce privește aprovizionarea unităților sanitare,
a tuturor angajaților care se luptă în prima linie a bătăliei contra COVID cu echipamente de protecție și ne-am fixat ca obiectiv să producem cantitățile necesare în România. Practic, uzina de produse speciale Dragomirești este prima capacitate economică care a achiziționat utilajele și a pus în funcțiune liniile automatizate pentru producerea pe scară largă a două tipuri de măști. Acest tip de mască care e numită N95 după standardul asiatic, dar are echivalent de FFP3. Materialul utilizat pentru această mască a fost testat într-un laborator din Belgia și are grad de protecție de 99,8%. De asemenea, tot la această unitate economică intră în fabricație măștile chirurgicale, așa cum sunt cunoscute, măștile de largă utilizare, care vor fi folosite după data de 15 mai. Și în ceea ce privește masca chirurgicală, este vorba de această mască care este binecunoscută, pe care o să și port. Materialul care este utilizat, conform certificării, dă un procent foarte mare de protecție, de aproape 80%. Adică gradul de penetrabilitate a măștii de către virus este foarte mic, inclusiv pentru această mască chirurgicală. Au fost achiziționate utilaje care permit producția acestor măști în sistem automatizat, cu o capacitate de producție pentru măști chirurgicale între 300 și 350 de mii de măști pe zi, iar pentru măștile de tip N95, după standard european FFP3, capacitatea de producție va fi între 70 și 75 de mii de unități pe zi. Îl felicit pe Ministrul Economiei, echipa Roman și echipa de aici, care s-a mișcat extrem de repede și care practic va permite ca pe piața românească să intre astfel de produse care sunt realizate în România. De asemenea, trebuie să vă informez că sunt și alte companii care au solicitat autorizarea pentru producția de măști și alte echipamente de protecție. La ora actuală au fost avizate în cadrul entităților din subordinea Ministerului Apărării 9 companii pentru producția de măști chirurgicale. De asemenea, există un proiect privat susținut de către guvern, de către Ministerul Economiei, pentru a produce în România materialul necesar pentru aceste măști. Trebuie să știți că și în privința materialului necesar, încă nu producem material în România, încă importăm acest material, iar obiectivul nostru este să introducem în fabricație în România acest material, astfel încât să putem să aprovizionăm companiile care vor produce aceste măști cu material produs în România. De asemenea, în ceea ce privește producția de combinezoane, la ora actuală au fost autorizate 19 companii pentru producția de combinezoane. Sigur, și aici
Deocamdată nu producem în România stratul protector, stratul impermeabil și în privința producției de combinezoane avem ca obiectiv să găsim soluțiile tehnice pentru a putea produce în România materialul necesar și pentru combinezoane. Sigur că toate aceste capacități de producție vor produce o cantitate care urmărim să fie la nivelul cererii de pe piața românească. Până vor intra și vor funcționa la capacitate maximă toate companiile, vom urmări cu mare atenție asigurarea necesarului pentru a face față cererii, astfel încât după data de 15 mai, odată cu obligativitatea purtării măștii în spații închise, să avem capacitatea de a putea asigura consumul necesar la nivelul cererii. Vă stau la dispoziție cu răspunsuri la întrebări. Noi avem în evaluare toate posibilitățile, de la prelungirea stării de urgență, instituirea stării de alertă, emiterea ordinului privitor la epidemie cu risc major și varianta în care nu va fi necesar nicio formă specială. Decizia o vom lua pe măsură ce ne apropiem de data de 15 mai și decizia va depinde de evoluția epidemiei. În cazul în care ne menținem pe trendul pe care suntem astăzi, ba chiar vom avea o reducere a numărului de persoane infectate, cu siguranță că vom lua deciziile în conformitate cu evoluția epidemiei. Deocamdată nu scoatem din calcul niciuna dintre variante. Sigur, există și varianta stării de alertă, care permite menținerea restricțiilor prin intermediul deciziilor care se iau la nivelul Comitetului Național pentru Situații Speciale de Urgență, dar avem și alte variante. În funcție de evoluție vom lua decizia. Și când vom lua decizia, o vom comunica public. Bună ziua, Alexandra Georgescu, Digi24. Domnule premier, voiam să vă întreb dacă începând cu 15 mai vă gândiți la reluarea unor activități economice, având în vedere că trebuie să reformim economia în perioada următoare și sunt foarte mulți oameni care ar dori să se întoarcă la muncă. Șomajul tehnic nu este la fel cu salariul, deci au probleme financiare în această perioadă. Dacă ați urmărit, am căutat în perioada de izbucnire a epidemiei să limităm la maximum posibil numărul de activități economice pe care le-am restricționat. Am restricționat doar acele activități economice care trebuiau în mod obligatoriu oprite pentru că prezentau un risc de transmitere a virusului foarte mare. Aceeași abordare o avem și acum. Privitor la fiecare restricție existentă a unor activități economice, facem o analiză foarte serioasă din punct de vedere epidemiologic, după mai mulți parametri. De asemenea, gândim ce posibile măsuri de protejare a angajaților la locul de muncă sau a angajaților care interacționează cu clienți, ce măsuri de protecție pot fi folosite și care este eficiența acestei măsuri. Și în funcție de această analiză vom permite reluarea unor activități economice, dar repet, doar acele activități economice pentru care există un risc epidemiologic scăzut și pentru care există posibilitatea de a se asigura protejarea angajaților și protejarea clienților atunci când este vorba de interacțiune între angajați și clienți.
Bună ziua, domnule premier, Florentina Lazăr, Antena 3. Voiam să vă întreb despre muncitorii sezonieri. Până acum 300 de muncitori au fost infectați în Germania cu COVID-19 la o fermă și un abator. Astăzi au mai plecat 160 de români spre Germania, la cules de Căpșuni. Ce siguranță au cei care merg la muncă acolo, ținând cont de situația din Germania? Și de asemenea, ar mai urma să plece spre Austria un tren cu îngrijitoare. Câte persoane vor pleca și dacă există vreo statistică a tuturor celor care au plecat la muncă în străinătate? Există două forme prin care pleacă românii la muncă în alte țări din Uniunea Europeană. Fie pleacă prin intermediul unor agenții de plasare a forței de muncă în străinătate. Aceste agenții sunt acreditate la Ministerul Muncii și asupra lor se poate exercita o intervenție din partea Ministerului Muncii și chiar această intervenție există, astfel încât să ne asigurăm că cei care pleacă la muncă au contracte clare și de asemenea să ne asigurăm că sunt protejați contra riscului infectării. Atât Ministerul Muncii, cât și Ministerul Afacerilor Externe au fost într-o comunicare constantă cu omologilor din țări în care există români care au plecat sau pleacă la muncă. Ministrul Transporturilor a emis un ordin special privitor la regulile pentru asigurarea transportului cetățenilor români, atât în interiorul țării, până la aeroport, cât și în mijloacele de transport aerien, în avioane. Sigur că aici trebuie să înțelegem un lucru. România este țară membră a Uniunii Europene, în conformitate cu tratatul și cu toate regulile care sunt stabilite la nivel european. Există libertate de mișcare a oamenilor, există posibilitatea pentru fiecare cetățean român de a decide să lucreze în altă țară. A doua formă de deplasare, asupra căruia, sigur, nu avem nicio posibilitate de a interveni, este pur și simplu relația personală între angajator și oameni care au muncit în anii anteriori în companiile respective, în fermele respective și care sunt chemați strict pe relații personale care există între angajatori și cetățenii români care au lucrat, care, sigur, la rândul lor, ei își mai aduc prieteni, vecini, rude, știți cum e. Când există o ofertă, ei transmit. Recomandarea noastră a fost către cetățenii români foarte clară, să se asigure în momentul în care iau decizia de a se duce la muncă într-o țară europeană, că au un contract de muncă clar, care să stipuleze toate chestiunile de protejare a lor, să le garanteze venitul, să le garanteze cazare, să le garanteze mijloacele de protecție contra infecției cu COVID-19. De altfel, Ministerul Muncii a și produs materiale informative. La nivelul ITM-urilor există telefoane la care se poate oferi consultanță către cetățenii care vor să plece la muncă în străinătate, astfel încât să avem garanții că cetățenii români nu vor fi puși în situații neprevăzute în care, față de înțelegerile verbale pe care le-au făcut, să aibă niște contracte de muncă diferite. Repet, în cadrul reglementării la nivel european, facem toate demersurile posibile pentru a asigura protejarea drepturilor cetățenilor români, pentru a-i susține în încheierea unor contracte de muncă care să le respecte drepturile și să le asigure veniturile pe care le-au înțeles. Dar, repet, în multe cazuri nu am putut interveni pentru că s-a făcut decizia de plecare, a fost o decizie care a fost luată în baza relațiilor anterioare. Încercăm să perfecționăm cadrul. Vedem, suntem în analiză dacă putem emite o reglementare suplimentară pentru a le pune la dispoziție cetățenilor români toate informațiile necesare și sprijinul înainte de plecare pentru a ne asigura că, într-adevăr, contractele de muncă pe care le încheie sunt conforme înțelegerilor pe care le-au cu angajatorii.
care sunt raportorii cu antena un observator. Domnule premier, ce părere aveți despre această lege care s-a adoptat acum de Camera Deputaților privind autonomia Ținutului Secuiesc? Președintele Camerei Deputaților și președintele PSD, în loc să facă conferință de presă în care să lanseze amenințări și acuzații la adresa mea, ar fi trebuit, în conformitate cu regulamentul Camerei Deputaților, să pună pe ordinea de zi a plenului acest proiect de act normativ pentru a fi respins. Cu atât mai mult cu cât procedura era îndeplinită, exista un raport negativ privitor la acest proiect de lege, cu avizele negative din partea comisiilor avizatoare, și nu exista niciun fel de impediment pentru a fi pus pe ordinea de zi și pentru a fi respins. Cu siguranță, în Camera Decizională, Partidul Național Liberal va vota împotriva acestui proiect de lege, care excede cadrul constituțional, și atrag atenția, repet, celor care conduc cele două camere, să urmărească procesul legislativ și să respecte toate procedurile, pentru că, repet, acest act normativ a trecut prin adoptare tacită, pentru că cei care conduc Camera Deputaților nu au pus pe ordinea de zi a plenului, în condițiile în care au pus alte proiecte de acte normative pe ordinea de zi a plenului, care poate nu respectau toate regulile din regulamentul Camerei Deputaților, trebuiau să pună pe ordinea de zi acest proiect pentru a fi respins de deputați. Bună ziua, Cătălina Mănoiu, Realitatea Plus. Domnule premier, după 15 mai, ce se întâmplă cu firmele care nu vor fi deschise? Ele vor mai beneficia de șomaj tehnic sau... Deci, pentru firmele care vor fi sub măsurile de restricție a activității, normal că vom continua plata șomajului tehnic, pentru că angajații lor nu pot fi reangajați atâta timp cât firma nu poate să-și reia activitatea. Pentru companiile care vor ieși de sub interdicția de funcționare după data de 15 mai, vom pune la dispoziția companiilor instrument de măsură activă. Adică persoanele care au fost în șomaj tehnic și își reiau activitatea în cadrul firmei, îi vom susține printr-o măsură activă, adică plata unui cuantum din salariu, o perioadă de timp. Urmează să analizăm situațiile concrete pentru a putea adopta actul normativ. Bună ziua, Diana Dumitrașcu, Televiziunea Română. Domnule premier, aș vrea să lămurim o chestiune care interesează pe foarte mulți români și interesează și industria turismului. Lunile iulie și august vor fi luni pentru vacanțe. Sunt foarte mulți oameni care au rezervări făcute și care nu știu ce să facă după ce le-au amânat deja o perioadă. Mă mulțumesc. Aici am dat un răspuns. Sigur, nu am luat deciziile finale. Când vom lua deciziile finale, după analiza foarte serioasă pe care o facem, vom anunța public. Dar în ce mă privește pe mine, nu văd vreo restricție în ceea ce privește activitatea de cazare, în hoteluri, pensiuni, cu, evident, stabilirea unui set de reguli. Aici trebuie să vă spun că Institutul Național de Sănătate Publică și alte entități, cum e ITM-ul, sunt implicați în adoptarea unor protocoale, unor reguli care trebuie respectate pentru fiecare activitate economică, pentru fiecare loc de muncă și pe care le vom adopta înainte de, să spun, eliminarea restricțiilor în diferite domenii. Sigur, cu anumite reguli, activitatea hotelieră poate să pornească. În ceea ce privește activitatea restaurantelor, conform evaluării epidemiologice, prezintă un risc mare de transmitere, din mai multe motive, pentru că în restaurante nu poți să porți mască. Distanța la aceeași masă și distanța între mese, mai ales că în puține restaurante au, să spun, tipuri de separeuri, adică pereți care să separe mesele între ele. De asemenea, în general, în sălile de restaurante se adună lume destul de mult, adică și numărul de persoane care pot fi infectate e mare și nivelul de apropiere, plus imposibilitatea de a purta mască în restaurant crește riscul de transmitere a virusului. Și aici facem o analiză privitoare la restaurante. Dar nu, conform evaluărilor actuale,
În prima fază e puțin probabilă reluarea activității restaurantelor. Tot aici vă mai spun o dată, pentru fiecare ridicare a restricțiilor, vom aștepta o perioadă de timp de cel puțin 15 zile, perioada în care se manifestă virusul, pentru a vedea ce efecte are asupra epidemiei, asupra nivelului de infectare a cetățenilor și în funcție de evoluții vom lua decizii în continuare pe baza evaluărilor care sunt făcute. Bună ziua, domnul Bobimica. Domnul ministru, tot legat de turism, aș vrea să vă întreb, totuși, cum se vor face deplasările, având în vedere că domnul Iohannis, domnul președinte Iohannis a spus că nu ne vom putea deplasa din orașul în care ne aflăm, azi, că nu vom putea face Vor, în discuțiile care le-am avut până în momentul de față, nu vom elibera total mișcarea în afara localităților, adică o să existe restricții în ceea ce privește deplasarea în afara localităților și aici facem o evaluare a riscurilor în funcție de tipul de deplasare pentru a putea stabili care sunt tipurile de deplasare în afara localității care le vom permite. Dar sigur, în ceea ce privește sezonul turistic, întrebarea a vizat sezonul turistic, e prematur să facem anunțuri, să luăm decizii. Sigur că ne-am dorit ca să existe posibilitatea reală ca oamenii să-și petreacă concediile în destinații de vacanță. Pe de altă parte, vă repet, nu se poate anunța de acum cu certitudine că se va da drumul la activități. Asta va depinde, repet, de evoluția epidemiologică. Bună ziua, Marius Buga, sunt de la știrile ProTV. Spuneți-mi, vă rog, în 15 mai va fi schimbat protocolul astfel încât persoanele asimptomatice sau cele cu simptome ușoare să poată fi tratate acasă? Mulțumesc! Ați văzut că am început să punem în funcțiune spații ca secții externe a spitalelor, cum a fost spațiul la care am participat cu domnul președinte Iohannis și cu echipa guvernamentală, spații pentru tratare. Urmărind ce s-a întâmplat în alte țări care au permis tratarea cazurilor asimptomatice la domiciliu, în foarte multe situații, persoanele tratate și-au infectat membrii familiei. Și există un risc asupra membrilor familiei dacă se tratează cazurile ușoare la domiciliu, mai ales în acele domicilii în care nu se poate permite izolarea persoanei care este infectată pozitiv. De exemplu, într-un apartament de bloc, unde e foarte complicat ca membrii familiei să fie complet desprinși ca circuit de persoana care este tratată. Se mai pun la dispoziție, se mai amenajează astfel de spații. M-am înțeles că la Târgu Mureș Universitatea a amenajat un astfel de spațiu care va fi dat în administrarea Spitalului Județean. La Cluj este în curs de amenajare un astfel de spațiu, în Arad de asemenea. Încercăm să creăm astfel de spații, astfel încât să evităm riscul de infectarea membrilor familiei în cazul tratamentului la domiciliu. Nu este de dorit acest lucru. Sigur, dacă vom ajunge în situația, și astăzi se permite teoretic tratarea la domiciliu, dar vom evita cât de mult posibil tratarea la domiciliu a persoanelor asimptomatice sau cu simptome ușoare. Stați pe mine. Având în vedere că de pe 15 mai va fi obligat obligatoriu în stațiile închise să fie purtate măști, cât va fi comercializată măștile comercializate la Bunirești și dacă luați eventual în calcul acordarea de măști gratuite în unor categorii de populație sau... La prima întrebare, la prețuri competitive. Prețuri competitive. Adică prețuri care le vor face atractive. În ceea ce privește acordarea de măști către persoanele vulnerabile, persoane care au venituri mici, care sunt, să spun, încadrabile în categoria persoanelor care sunt subiectul legii venitului minim garantat,
avem ca obiectiv distribuirea fără bani a măștilor către aceste categorii de persoane. De asemenea, chiar dacă s-a luat decizia de menținerea suspendării cursurilor în școli și universități, pentru clasele terminale, clasa a 8-a, clasa 12-a, care între 2 și 12 iunie vor participa în anumite condiții la pregătirea examenului de evaluare și a bacalaureatului, vom asigura măști în cazul în care părinții nu au posibilitatea să ofere măști, pe care le vom pune la dispoziția școlilor și fiecare copil nu va putea sta în școală decât cu mască. Bună ziua, vă așteptam sunt de la Radio România Calități. Aș vrea să vă întreb dacă există un plan de impulsionare a investițiilor locale, care bineînțeles ar avea pe efect benefic și crearea de locuri de muncă. Deci am pus la dispoziția întreprinderilor mici și mijlocii produsul IMM Invest. A fost lansat ieri aplicația. Există interes foarte mare, atât din partea întreprinderilor mici și mijlocii pentru aceste produse. Repet, sunt credite garantate de stat cu dobândă subvenționată, puse la dispoziția întreprinderilor mici și mijlocii, fie pentru capital de lucru, fie pentru investiții. De asemenea, pot să vă spun că există, ca urmare a deciziei Comisiei Europene de a permite flexibilitatea între fonduri, adică să dea posibilitatea statelor membre de a muta fonduri dintr-un program în altul, am identificat resurse de 750-800 de milioane de euro, de asemenea, care vor fi puse la dispoziția întreprinderilor mici și mijlocii pentru a susține proiecte de investiții de data asta. Va fi un produs dedicat în exclusivitate susținerii investițiilor. De asemenea, pregătim un produs pentru companiile care nu se încadrează în categoria IMM-urilor, pentru companiile mari, un produs oarecum similar cu produsul din cadrul IMM Invest, tot pentru garantarea capitalului de lucru sau pentru garantarea investițiilor. De asemenea, avem la dispoziție mecanismul ajutorului de stat pe care îl acordăm pentru investiții Greenfield sau investiții în dezvoltarea capacității de producție pentru companiile care au astfel de planuri de investiții. De asemenea, încercăm să încurajăm orice entitate care urmează să investească. Împreună cu domnul ministru al economiei am discutat planul de investiții al companiilor din coordonarea Ministerului Economiei. De asemenea, susținem investițiile care sunt făcute de companiile private. Motorul de creștere economică care este reprezentat de investiții va fi asigurat la durație maximă, atât din investiții publice, cât și din susținerea companiilor care au proiecte de investiții pentru dezvoltarea afacerilor. Vă mulțumesc, vă doresc o zi frumoasă. Și aveți încredere în calitatea produselor.